Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată arcanei majore 16, Casa Domnului, din tarotul de Marsilia. Vă reamintesc rapid regula picturală a arcanelor pe care am învățat-o la fiecare arcană. Astfel învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială, subconștientul. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Evident, în Arcana 16, personajul principal este turnul și nu cele două corpuri umane pe care le vedem. În regula picturală, un lucru important îl reprezintă și decorul, accesoriile, ceea ce se întâmplă în iconografia arcanei. Dar, de-a lungul timpului, tarotul a fost redesenat, transformat, într-un mod foarte catastrofic, arătând un turn care se dărâmă, devastat de un fulger, cu personaje care mor. Dar nu aceasta este grafica originală a Arcanei 16 pe care a avut-o tarotul de Marsilia. În primele taroturi de Marsilia, flacăra este ascendentă, ceea ce înseamnă că flacăra iese din turn și urcă spre cer. În vechile taroturi, precum cel după Jean Dodal, Nicolas Renichaud, se vede clar cum flacăra pleacă din casa Domnului și se îndreaptă spre cer pentru a indica trecerea la un alt nivel. Casa Domnului poate reprezenta o propulsare spre un nivel diferit față de cel în care ne manifestam în trecut. Poate reprezenta o provocare imensă, pentru că ceea ce vine este nou și nu suntem pregătiți pentru această provocare. Arcana 16 poate reprezenta sufletul care părăsește corpul și se îndreaptă spre scara planetară, spre planul spiritual și divin. Dar în acest stadiu, sufletul nu știe ce se va întâmpla. Cum se va întâmpla, știe doar că este propulsat spre un alt nivel în care trebuie să se obișnuiască și să știe să gestioneze situația. În Arcana 16, Casa Domnului, putem vedea un oarecare preț de plătit. Dacă vrem să trecem la un alt nivel superior, trebuie să abandonăm viața de dinainte, trebuie să abandonăm trecutul. Această plată este simbolizată prin căderea corpurilor care se reîntorc spre viața materială. Ceva din corpul fizic, dar și din conștiință, vezi poziția cu capul în jos a personajelor, trebuie abandonat. Ele pot simboliza faptul că nu sunt pregătite pentru evoluție și pentru ascensiunea spirituală. Putem vedea în simbolul bulinelor colorate atomi de dematerializare. Trebuie să acceptăm dematerializarea trecutului. Vezi, bulinele la stânga. Să abandonăm trecutul, să lăsăm corpul să cadă, să ne eliberăm de ceea ce nu ne mai aparține, nu ne mai reprezintă, să lăsăm trecutul să se descompună. Dar în arcană observăm că atomii care se descompun la stânga, trecutul, se regăsesc și la dreapta, în latura viitorului. Ce vrea să ne transmită acest detaliu grafic? Prin simbolistica sa, Arcana ne spune: lasă-l trecutul să se descompună, dar în același timp trebuie dematerializat, descompus și viitorul. Aceasta înseamnă că acțiunea din Arcana se întâmplă în momentul prezent. Este o acțiune rapidă, imediată, care nu are de-a face cu trecutul sau cu viitorul. Stadiul 16 se aseamănă cu o lovitură sau se aseamănă cu o iluminare, cu căderea unui canon. Vedem aceasta prin dematerializarea în același timp a trecutului, dar și a viitorului, pentru a trăi doar momentul prezent, unde sufletul tinde să urce spre planul spiritual și divin. Astfel, putem înțelege prin regula picturală cum grafica și simbolistica arcanei ne conduc spre o propulsare și o provocare pentru a atinge un nivel superior. Ne indică să abandonăm trecutul și atașamentul de planul material pentru a crește în evoluția noastră. Înțelegem de asemenea, prin atomii descompuși de la stânga și dreapta arcanei,
De ce mesajul este imediat, în prezent și reprezintă o iluminare care ne conduce spre o sferă superioară? Cum să înțelegem o arcană într-un timp scurt? Va trebui să o reducem la expresia ei cea mai simplă, la ceea ce putem numi definiție arhetipală. Pentru arcana Casa Domnului, definițiile arhetipale sunt propulsare, provocare, ultimatum, construcție. Le vom analiza pe rând. Atunci când arcana este extrasă într-un tiraj de un consultant, apare ideea de propulsare. Ne indică că evenimentele sunt accelerate. Vom lua amploare. Evenimentele riscă să fie proiectate spre un alt nivel. Acțiunea consultantului va fi rapidă, puternică, dar de asemenea va schimba nivelul, va schimba anumite straturi în viața sa. Va fi propulsat spre ceva nou și diferit, va fi o provocare. Astfel ajungem la a doua definiție arhetipală. Dacă sunt propulsat de azi pe mâine, într-un mod foarte rapid, în ceva complet nou, la un nivel complet diferit față de cel în care eram obișnuit, evident trăiesc o provocare în viața mea, pentru că va trebui să învăț ceva nou, va trebui să stăpânesc ceva nou și să gestionez ceva pentru care nu am fost neapărat pregătit, pentru care nu am avut timpul necesar pentru a mă pregăti adecvat. De aceea, Casa Domnului reprezintă mereu o provocare. Mai mult, Arcana 16 ne aduce un ultimatum. De exemplu, dacă se face un tiraj de cuplu și Arcana 16 iese pentru partener, aceasta poate transmite că partenerul este într-un moment în care dă un ultimatum. Este felul de a spune a unei persoane: uite condițiile mele, uite spre ce eu mă îndrept, iată ce plănuiesc, vii cu mine sau nu? Sau poate transmite ideea, cerința de schimbare. Îți cer să te schimbi, îți cer să te transformi, îți cer să fii capabil să te propulsezi spre un nou nivel, să accepți o provocare nouă în viața ta. Dacă partenerul acceptă ultimatumul, atunci acceptă și provocarea, acceptă și propulsarea pe care Arcana Casa Domnului o anunță. Bineînțeles, poate fi interpretată într-un context profesional, spiritual, dar indiferent de context, grafica arcanei indică un ultimatum pentru consultant. A patra definiție arhetipală este cea a construcției. Vedem un turn în imaginea arcanei Casa Domnului, ceea ce poate simboliza noțiunea de a construi, de a ridica, de a materializa ceva, de a concretiza un lucru. În acest sens, putem căuta unele definiții pe care le-am întâlnit în Arcana 4, Împăratul. Dar diferit de această arcană, apare ideea că construcția este mare, cere o provocare, se referă la ceva semnificativ, surprinzător. Există întotdeauna un fel de bubuitură în simbolistica arcanei. Este o carte care vorbește despre ambiții. Evident, dacă vorbim despre bubuitură, strălucire, ambiție, înțelegem că ceea ce am construit nu este o căsuță, ci o casă mare, impunătoare. Într-un mod general, arcana Casa Domnului poate reprezenta orice fel de clădire, casa în care locuim, un aeroport, un spital, un lăcaș de cult, un centru cultural, un centru comercial, etc. Celelalte cărți dintr-un tiraj vor preciza dacă vorbim de o casă mică sau dacă vorbim de o clădire mare. Și pentru că suntem propulsați pe un alt nivel, pentru că întâmpinăm o provocare, va trebui să avem grijă să păstrăm ceea ce am câștigat. Arcana 16, Casa Domnului, este o carte frumoasă, dar ea invită consultantul la prudență, pentru că mesajul ei ne spune: ceea ce ai câștigat nu este un merit dobândit. Va trebui să muncești mult pentru a păstra ceea ce ai câștigat. Analizată în energia ei negativă sau când arcana apare într-un tiraj în poziție inversată, vom avea de-a face cu una dintre cele mai dificile arcane ale tarotului,
pentru că forța sa este imensă. Astfel, noțiunea arhetipală de propulsare nu este controlată. Putem spune că în poziție răsturnată este ca o lovitură de tun, dar care ne proiectează direct pe sol. În această situație, provocarea devine extrem de dificilă. Dăm dovadă adesea de imprudență. În cele mai multe cazuri, cu ghilimelele de rigoare, ne rupem gâtul, ne spargem nasul cu această propulsie pe care nu o controlăm. Arcana 16 răsturnată indică că lucrurile se schimbă foarte repede, dar că nu controlăm deloc situația, nu facem față provocării, totul se destramă, totul intră într-o fază de distrugere, totul devine o catastrofă. În energia negativă a acestei arcane, Casa Domnului, putem vorbi de un cataclism, de evenimente fulgerătoare. Dacă vorbim despre o construcție sau despre o clădire, atunci apare un avertisment. Aceasta este inadecvată, este greșit proiectată și construită, iar consultantul este sfătuit să revizuiască tot proiectul clădirii. Grafica arcanei nu face referire la o biserică sau un templu închinat unei divinități, așa cum arcana temperanța face referire la cumpătare. Arcana rata norocului face referire la karmă și nu la avere. Casa Domnului este o carte care este frecvent văzută doar negativ, precum arcana 13 sau arcana 15, diavolul, care are o imagine destul de negativă. Dar toate cărțile au un sens pozitiv și unul negativ. În sensul pozitiv, dar și în cel negativ, Casa Domnului ne vorbește de același lucru, dar nu în aceeași manieră. Casa Domnului vorbește de un neprevăzut, de ceva care parcă ne cade peste cap. În sensul pozitiv, poate fi ceva care ne surprinde sau ne uimește, de genul wow, este incredibil cum natura se sincronizează, este uimitor ce poate face șansa. În cele din urmă, ne minunăm de ceea ce se produce în fața noastră. În acțiunea noastră, vom fi în sfârșit capabili să creștem. Întâmpinăm evenimente neprevăzute și, fiind capabili să ne adaptăm din mers, dacă nu putem merge în picioare, vom merge în mâini, nicio problemă. Avem capacitatea de a spune, ok, nu am ușă de ieșire, voi ieși pe fereastră. Adaptarea intervine foarte repede și fără efort. În sensul negativ, surprinderea este mereu prezentă, neașteptată, dar vom fi zguduiți, nu o vom accepta. Nu este posibil așa ceva, cum se poate întâmpla una ca asta? Totul va părea o catastrofă, la care nimeni nu se așteaptă să se întâmple. Ne va fi greu să ne revenim în fire, ne va fi greu să ne ridicăm pe propriile picioare, neprevăzutul ne va surprinde ca o sentință, ca o pedeapsă. Ce am făcut să merit asta? Casa Domnului este o arcană care poate fi ori extrem de pozitivă, ori extrem de negativă, în funcție de punctul de vedere pe care îl adoptăm. Este o carte foarte interesantă care te îndeamnă să vezi paharul pe jumătate gol sau să vezi jumătatea plină a paharului. În sfârșit, realitatea lucrurilor se va schimba pur și simplu în modul vostru de a vedea această energie. Mesajul acestui card este de un mare confort spiritual. Cu toate acestea, până când tarotul de Marsilia a fost restaurat, arcana Casa Domnului a fost în general privită ca o referire la turnul Babel. Cele mai frecvente interpretări sunt despre pedeapsa orgolului, dezastru, divorț, îndepărtare cu tremur și ruine. Oswald Wirth, creatorul tarotului cu gravuri medievale, și-a imaginat un rege și o regină căzând dintr-un turn și a adăugat o cărămidă pentru a sparge capul femeii. Dacă citim cu atenție mesajul din Biblie despre turnul Babel, vom vedea că devastarea lui este diferită de un dezastru. Distrugerea turnului este mai degrabă o soluție la o problemă decât o pedeapsă. Potopul s-a încheiat în sfârșit, întreaga planetă a fost udată și a devenit fertilă. Dar umanitatea rămâne foarte mică,
în loc să se răspândească pentru a cultiva pământul, umanitatea face echipă pentru a construi un turn care să urce la cer și să ajungă la Dumnezeu. În principiu, această lucrare exprimă un act de iubire, o dorință de a cunoaște împărăția Creatorului. Acum, știind că acest plan nu poate fi realizat, Creatorul nu a lovit turnul cu tunet și nici nu a căzut nimeni din turn. Pur și simplu a creat diferite limbi pentru a-i separa. Aceasta este mai degrabă o binecuvântare decât o pedeapsă. Oamenii au început să cucerească din nou lumea și au început să are pe câmpuri. În diferitele versiuni ale tarotului, turnul nu are poartă. Munca de restaurare a tarotului a descoperit în vechile inscripții alchimiste și în documentele francmasoneriei că acest turn are o ușă și trepte care duc la el, uneori 7 sau 3 trepte, simbolul inițierii. Noul venit trebuie să accepte mai întâi noua cunoaștere, simbolul creației divine, apoi să știe să o păstreze și, în al treilea rând, să știe să o lase să plece. Acesta este momentul în care ușa verde, simbolul eternității, împodobită cu simbolul lunii receptive, se deschide și dezvăluie lucruri în interiorul turnului. Acest turn este uneori asemănat cu cuptorul din alchimie, în care problemele originale au devenit piatra filozofală. Turnul nu este casa lui Dumnezeu, ci casa Dumnezeu. Cărțile de tarot sugerează destul de clar, prin cărămizele de culoare a cărnii, că turnul este trupul nostru și că trupurile noastre conțin divinitatea. Ușa deschisă permite ca o lumină aurie să se scurgă. Corpul este scăldat în lumina conștiinței. Figurile umane nu cad, ci par a fi opusul. Ele însele fac rostogoliri. Părul lor este galben, de culoarea iluminării, sau albastru, culoarea spiritualității, în funcție de grafica tarotului. Iar mâinile lor ating iarba care crește pe pământ. De fapt, ființele umane onorează potențialul pământului. Capetele lor sunt îndreptate spre pământ, precum capul spânzuratului din Arcana 12, pentru că privesc lumea într-un mod diferit. Înțelepciunea și mintea se uită direct la natură. Un picior al personajului arată spre cer, pașii lui îl conduc spre divinitate. Doi slujitori din Arcana 15, Diavolul, arcana precedentă, au devenit oameni și și-au realizat ascensiunea. Pietrele galbene de pe pământ pot fi interpretate ca o ofrandă către templu, două pepite de aur natural. Două personaje urcă din peștera subconștientului pentru a aduce omagiu pământului cu ofrandele lor și pentru a sprijini natura. Ei conduc conștiința în această lume, impregnând pământul cu ea. Datorită acțiunilor lor, peisajul devine bleu ceresc, portocaliu și verde închis. Din turn iese sau intră o entitate asemănătoare fulgerului, pasărea de foc, contopindu-se cu coroana turnului. Aceasta nu este o distrugere, ci transformarea puterii materiale în fulgerul spiritual. Creatura androgină, diabolică, din cartea Diavolul, devine un foc care se ridică de-a lungul coloanei vertebrale și deschide centrul nervos coronarian pentru a plonja în univers. Această entitate poartă toate culorile pământului, galben, roșu, verde, bleu, dar și culoarea cărnii. Aceasta este o înălțare. Putem recunoaște o formă fetală de culoarea pielii, reprezentând sămânța unei noi conștientizări, contribuția omenirii la dezvoltarea universului. Crearea unei noi ființe sau a unei noi specii se anunță. O specie care se va concretiza va avea formă fizică în arcana următoare, arcana 17, steaua. În arcana 15, Diavolul, putem deveni mari vrăjitori. În arcana 16, înțelegem că un adevărat vrăjitor este cel care știe să-și modereze puterea,
pentru că dacă aruncă cuiva o vrajă de magie neagră, aceasta se va reîntoarce multiplicată în plină față. În multe mitologii, fulgerul simbolizează adesea consacrarea locului sacru. Acolo unde fulgerul cădea, locul devenea sacru. Dacă cădea peste cineva, acea persoană devenea iluminată. Simbolul fulgerului poate fi un blestem sau o binecuvântare. Expresiile a avea o străfulgerare prin minte sau a avea conștiința tulbure sunt asociate acestei arcane. Pământul împodobit cu culori se unește cu personajele care ies din turn, precum flacăra care se unește cu coroana. Arcana 16, Casa Domnului, este asociată cu Arcana 6, Îndrăgostitul. Arcana 6 și Arcana 16 evocă tema unificării, tema alianței. În stadiul 6 putem face alegeri în relații, în societate. În stadiul 16 nu mai putem face nicio alegere. Suntem chiar luați prin surprindere de propria noastră conștiință. Primim ceea ce merităm, bine sau rău. Mesajul arcanei poate face referire la un trăznet în dragoste, ceea ce se poate întâmpla uneori la prima vedere, dar poate reprezenta conștientizarea instantanee, momentul în care îți dai seama că te-ai păcălit ani de zile, că ai fost total în iluzie și în eroare, vezi arcana anterioară 15, diavolul, dar că acum, dintr-o dată, a fost nevoie de un cuvânt, vezi simbolul limbilor, că a fost nevoie să vezi un film, să citești o carte și ai înțeles totul. Ai înțeles ceea ce ai refuzat să înțelegi dintotdeauna. Arcana 16 este asociată și cu Arcana 7, Caleașca. 1 plus 6 fac 7. În stadiul 7 vedem un personaj puternic, maestos, care merge înainte în carul său tras de cai. Vedem o imagine activă în plină acțiune, la fel ca în Arcana 16, Casa Domnului, unde acțiunea este și mai rapidă, instantanee. Dacă în caleașca pare că suntem într-un ceaun care începe să fiarbă, viața devine interesantă, începem să cunoaștem pe ceilalți, să ne exprimăm în societate, începem să defilăm, în Casa Domnului, ieșirea în societate este bruscă, fulgerătoare. În Arcana 7 putem vedea un personaj centaur, jumătate om, jumătate cal, care își controlează impulsurile și instinctele reprezentate prin cei doi cai, unul activ și altul receptiv. În Arcana 16 putem vedea centaurul din semnul zodiacal Săgetător, care îndreaptă arcul spre cer, ceea ce indică că flacăra sau fulgerul se îndreaptă în planul de sus al arcanei pentru a ajunge la ceruri. Am putea spune că centaurul este încă terestru, iar săgetătorul se lansează către stele, făcând trimitere la arcana următoare, steaua. Numărul 16 vorbește despre providență, despre ceea ce depinde de ceruri, univers, divinitate, despre lucruri destinate, aproape inevitabile, pentru care trebuie să fiți suficient de înarmați pentru a le trece. Arcana precedentă a fost diavolul, iar cea care urmează este steaua. Temperanța ne-a învățat să protejăm, să prevenim. Diavolul ne-a testat cum ne folosim puterea. În arcana Casa Domnului am fost puși la încercare pentru a ne verifica dacă am trecut testul diavolului. Dacă am eșuat testul diavolului, dacă ego-ul nostru a preluat tot controlul, putem cădea în latura obscură, în partea noastră întunecată. În arcana 16 vom decădea, vom reveni la diavol. Dacă nu ne înțelegem, diavolul nostru interior, profunzimile noastre, latura noastră întunecată, vom rămâne în iad și nu vom avea drept la inițiere pe care o aduc arcanele steaua, luna, soarele, judecata și lumea. În arcana 7 avem doi cai, impulsurile și instinctele. În arcana 16 avem doi oameni,
Putem spune că cei doi cai au fost îmblânziți și umanizați trecând prin stadiul 15, diavolul. Descoperim în titlul arcanei, în limba franceză, La Maison Dieu, anagrama L'âme et son Dieu, tradus Sufletul și Dumnezeul său sau Sufletul este Dumnezeul său. În această arcană, sufletul se confruntă cu Dumnezeu, cu divinitatea interioară sau cu divinitatea exterioară. Această alianță produce picături colorate de concentrații de energie. Un fragment din scripturile sacre indiene spune că cunoașterea este precum laptele atunci când se amestecă și apare untul plutitor la suprafață. În mod similar, bilele galbene, roșii și albastre care plutesc în aer exprimă dansul bucuriei cosmice, ca și cum ar spune că stelele sunt aliații noștri și ne oferă energia lor în timp ce așteaptă să ne trezim. Explozia Universului poate reprezenta diagramele constelațiilor existente, iar turnul, prin grafica lui, arată o rudenie cu farul. Deci, aceste diagrame ale constelațiilor ar putea fi ghidul de navigație. Turnul semnalează ascensiunea unui lucru care odată era închis. Vezi crenelul turnului în cădere. Poate fi o mișcare, o despărțire, un mare moment de exprimare, o dorință de a părăsi o țară sau de a pleca în altă țară sau un secret de dezvăluit. Sau chiar un fulger care a provocat un dezastru. Turnul poate reprezenta o cetate protectoare, o cazarmă militară, vedem paznicii cetății. Absența prepoziției în denumirea arcanei în limba franceză marchează clar faptul că nu este o aluzie la un lăcaș de cult. Astfel, se face posibilă conectarea cărții de tarot la spitalele medievale, în care își găseau refugiu, ajutor și îngrijire pelerinii. Spitale care purtau denumirea Maison Dieu. Deci, arcana seamănă mai mult cu un loc de confort și pace decât cu un anumit turn care se prăbușește. Cu cât întărim mai mult cărămizile turnului, la un moment dat turnul riscă să devină prea mic pentru dorințele noastre. Numărul 16 este în plină expansiune. 16 este 4x4. Apare noțiunea de materialitate care se îngroașă, se întărește ca cimentul. Cartea de tarot, Casa Domnului, poate indica că ne-am zidit într-o pretinsă siguranță care dintr-o dată începe să se clatine. Cupola turnului cu patru creneluri face trimitere la Arcana 4, Împăratul, care ne vorbește de stabilitate. Este vorba despre structuri și dimensiuni care ne-au rămas prea strâmte, nu ne mai încap. Pot fi afectate la fel de bine convingerile și principiile noastre de viață, cât și concepția noastră despre siguranța și sfera profesională sau bănească și nu în ultimul rând prieteniile și relațiile de parteneriat. Arcana Casa Domnului reprezintă acel concept care, în perioada anterioară, ne-a oferit într-o măsură binefăcătoare siguranță, poate chiar adăpost, dar care acum ne-a rămas prea strânt. Este vorba despre experiențe neașteptate, câteodată adevărate străfulgerări ale spiritului, care fac să se prăbușească vechea concepție. Aceste schimbări neașteptate sunt deseori percepute, în primă instanță, ca adevărate catastrofe. Abia după ce primul șoc a fost depășit, simțim cu ușurare că am fost eliberați de vechiul balast. Această străpungere poate fi produsă de propria gândire sau declanșată de un eveniment exterior. După cum vedem, cartea se referă și la dansul despărțirii vesele. Figurile umane sunt de fapt interpreți acrobatici la circ, iar turnul un tub lansator de confeti. Aceasta poate fi nașterea a ceva care a fost conceput de mult timp și are o formă dublă aici. Geamănul masculinității și feminității, lucrând împreună într-o lucrare atent gândită. Uneori, oamenii văd doar un aspect al problemei de care sunt interesați atunci când pun la îndoială tarotul. Arcana Casa Domnului dezvăluie existența celui de-al doilea aspect,
o posibilitate mai nevăzută, simbolizată de un personaj care iese din turn pe jumătate. În sensul mai larg, imaginea falosului face din turn, de asemenea, un simbol al organelor genitale masculine, iar toate acestea sunt legate de ejaculare. Atunci când poartă un sens mai grav, arcana reprezintă o separare bruscă sau o expulzare. Turnul se poate referi la privare, divorț, o naștere dificilă sau un copil așteptat, vezi figura umană ieșind complet din turn, și un copil neașteptat, vezi figura umană ieșit afară doar pe jumătate. De asemenea, putem vedea aici marea mișcare a pământului, un cutremur sau un alt dezastru natural. Mesajul principal pe care îl poate aduce Arcana 16, Casa Domnului, este: nu mai căutați pe Dumnezeu pe cer, găsește-L pe pământ. Deschide ascensiunea a ceea ce era întemnițat. Marele arcan al limbajului, simbol al turnului Babel, Casa Domnului, ne invită să eliberăm limbajul închis între cărămizile mecanismelor noastre de apărare. Vezi simbolul limbilor în flacăra ascendentă. Suntem invitați să parcurgem un proces în care mai degrabă deconstruim decât distrugem. Marele arcan al spiritualității te întreabă: tu cum te raportezi la realitate? Interpretările tradiționale ale arcanei Casa Domnului sunt eliberare, izbucnire, explodez, deschidere, orgoliu, forță de caracter, mărturisire, limbaj, renunțare, mutare, casă, fulger, secrete dezvăluite, plăcere izbucnită, prosperitate, decorare exagerată, explozie de energie sexuală, ejaculare, plăcere, distrugere, violență, agresiune, divorț, dezacord, decupare, dans, templu, arhitectură, corpul este ca un templu sacru, explozie energetică, implozie, deconstrucție, descoperire, ipoteză, protecție exagerată, granița este ruptă, iluminare, inspirație divină. Arcana 16, Casa Domnului, este asociată literei P din alfabet. Grafica literei P face legătura între planul material și cel emoțional, între planul fizic și cel spiritual. Litera P este asociată cu sfera afectivă și emoțională. Evocă sensibilitatea, inspirația, pasiunea și idealismul. Oare ce solitudine îndeamnă la idealuri înalte, precum și la impulsurile pasionale în energia acestei litere? Litera P amintește că este esențial să atingi înălțimile fizice și spirituale, să faci față evenimentelor pe care le întâmpini, pentru a evita pașii greșiți asociați sensibilității. P simbolizează puterea acțiunii, propulsare, provocare, pasiune, prosperitate, protecție, pace, pământ, providență. Persoanele care au 16 în data lor de naștere sunt persoane foarte, foarte energice, care vor trebui să facă atenție când cad în latura negativă și să revină rapid către latura pozitivă. Persoanele sunt mândre, vor să reușească ceva măreț, să fie mândri de realizarea lor, de personalitatea lor. Persoanele cu 16 în data nașterii vor să se simtă provocați sau provoacă. Vor să simtă că sunt capabili să dea un ultimatum sau că sunt capabili să aștepte un ultimatum. Sunt persoane care merg până la capăt, înțelegând capăt de idee, de proiect, de acțiune, de relație, de împlinire materială, spirituală. Sunt persoane care vor să facă ceva măreț. În latura lor pozitivă putem găsi orgoliul. De ce orgoliul în latura pozitivă? În sensul că orgoliul, când este bine gestionat, bine plasat, îi ajută să depășească provocările, să iasă din suspans, să nu accepte situația existentă și să creadă că se poate mai bine. În acest sens, arhetipul 16, prin mândrie, prin iubire proprie, prin voință provocatoare, va dezvolta un orgoliu care spune: pot face mai bine, pot să mă îmbunătățesc,
pot merge mai departe. Aceasta este latura lor îndrăzneață și ambițioasă. Au această presimțire că sunt capabili. De aceea, ei cred că pot să reușească când nimeni în viața lor personală nu le acordă crezare. Evident, dacă se întâmplă în sens rău, negativ, persoanele cu 16 în data nașterii devin megalomane, imprudente, cu capul în nori, intră în provocări imposibile, atrag spre ele provocările imprudente. Toată energia lor se scurge sau explodează. De aceea trebuie să devină prudente. Trebuie să dizolve orgoliul, îndrăzneala, iubirea de sine, mândria, sentimentul de provocare pentru a putea să meargă mereu spre mai bine, spre mai înalt, spre a reuși ceva extraordinar. Dar să facă atenție la ceea ce nu este capabil să reușească. Astfel, căderea devine violentă. Să facă atenție la limita între mândrie și îndrăzneală versus imprudență și lipsa rațiunii. Această arcană se referă la momentele de zdruncinare, haos și dezechilibru. Avertizează asupra accidentelor ce pot bulversa viața. Lucrurile surprinzătoare, neașteptate, schimbarea brutală, prăbușire și pericol. În sens pozitiv, reprezintă dorința de cucerire, ambiția, orgolul. În sens negativ, înseamnă haosul total, eșec material, accident, operație, boală, explozie, lovitură neașteptată. Cele două personaje care cad cu capul în jos din turn amintesc de poziția răsturnată a spânzuratului din Arcana 12, dar în timp ce acolo această acțiune se face voluntar, aici ea se produce sub acțiunea forței exterioare, sub forma săgeții fulger care lovește construcția. Apare intuitiv asemănarea cu simbolul planetei Marte. Marte sau Ares este în mitologie fiul lui Jupiter și al Iunonei. El căuta discordia, războiul și înfruntarea, apărând deseori într-un car de luptă condus de fiii săi, teroarea și spaima. Marte are drept calități franchețea, curajul, dinamismul, ambiția, vitalitatea și ca defecte imprudența, impulsivitatea, furia, brutalitatea, răzbunarea, tirania, destructivitatea. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.